Suntem la Corbeanca, județul Ilfov, suburbia capitalei, strada Primăverii, cum nu mai știu care, tot la margine. Și pe aici tufe enorme, în floare, de ambrozie, de care se fac responsabile autoritățile locale și persoanele, dacă cumva e pe domeniul privat. Ambrozia e plantă nouă care produce suferință, reacții alergice la foarte multă și tot mai multă lume și de asta prin lege e interzisă. La fel cum e cânepa interzisă. Dar cui îi pasă? Că autoritățile au alte grijă. Și suferă inclusiv angajații ai primăriei, rudele lor. Dar ar trebui niște granturi, ceva, nu? Nu te apuci să tai ambrozie din primăvară până în toamnă fără granturi, fără încurajare. Sau poliția nu s-apucă să dea amenzi pentru cei care pe terenul lor adună gunoaie și ambrozie. Trebuie să vină vreun ONG cu inițiativa, vreo fundație, ceva. Sponsorizeze chestia asta. Vrem o țară ca afară, dar nu facem niciun efort pentru asta.